Calde bune, băieții, calde bune! Haideți, cine mai vrea să lucreze în poliție? Haideți, haideți repede la înscriere! Mâine e ultima zi, fraților! Haideți că mai am 1900 de locuri! Le dau gratis, doar cu examen! Haideți repede, haideți să plec și eu acasă! Se dă o luptă acerbă între cei care vor să îmbrace haina statului. Posturile de polițiști la țară, scoase la concurs de Ministerul de Interne, se bucură de mare succes. În cele mai multe județe sunt în medie și câte 10 candidați pe loc. 10 candidați pe loc? Mamă, cum era pe vremuri la medicină, auzi, incredibil. Pe bune, nu mă așteptam la așa cerere. Parcă v-am mai spus, poliția face angajări din sursă externă. Sunt vreo 190 de posturi în București și vreo 1650 în țară. Mai exact, chiar la țară, la secțiile rurale de poliție. Știți, v-am mai vorbit eu despre un constatean care ar vrea să intre în miliție. Sunt probe fizice, testare psihologică și probă scrisă. Au fost scoși la inspectoratele județene și, repet, mâine e ultima zi de înscriere. Hai, viteză! Cine n-are actele pregătite poate să fure un dosar și să-l depună. Glumesc, mă, stați cu minți. Marina este din Dâmbovița, are 18 ani, multă ambiție, dar și un mesaj pentru băieții răi. Okay. Te recomandă să fii polițist? Adică? Calitățile ei. Zic că condiția fizică o am, nu sunt nici grasă, nici slabă. Ce mesaj ai tu pentru infractor, pentru băieții răi? Atenție, vine blonda! Fată, ce Caterincă, du-te încolo! Dar și reporterul ce șmecher, ce te recomandă? Dacă era și ea pe fază să spună că o recomandă vocea și talentul, chiar era meseriașă. O luau direct la brigada artistică, da, la trupa de comedie. Bine că n-a întrebat-o dacă știe și jiu-jitsu. Știu și jiu-jitsu. A, și știți ce ar fi frumos? În comisia de examen să fie și cât un infractor de ăsta cu experiență, domne, ca să spună și el dacă are potențial candidatul, nu? Păi cine știe mai bine decât un bandit să evalueze pe candidații care vor să intre în poliție? De ce vrei dumneata să te faci milițian? Ca să prind bandiții internaționali. E, dar stați așa, că există și candidați mai puțin expansivi, mai sobri, care n-au nici timp, nici chef de Caterincă, da? Mă, dar chiar reporterul s-a legitimat când a intrat în vorbă cu oamenii ăștia? Că eu în locul candidaților îi ceream direct actele la control. Putea să fie o probă din examen, pe bune. Mă cam grăbesc, asta e toată șmecheria. Am mai multe calități, dar n-am timp, sincer, să vi le spun pe toate. Bravo, tată! O abordare foarte corectă. Păi dacă se apuca el să-și expună calitățile, veneau și alții și spuneau la fel. Da, da, copiau, plagiau. Se știe că plagiatul nu se mai pedepsește în țara asta. Ba dimpotrivă, poate îl făcea și doctor pe la care venea și copia calitățile băiatului. Așa că mai bine și-a ținut gura. E, da, stați puțin, că au apărut părinții lui. Da, ăștia, desigur, au dat-o din casă. Este inteligent. Eu asta am remarcat. Mai ales care și ești înalt. Ca polițist trebuie să fii și șmecher. Pentru că infracționalitatea în țara noastră știți destul de bine cum este. E, cam asta e. Cam asta este atmosfera la examenul pentru încadrarea în poliție. Era să zic la preselecție. Păi pe bune, aminteam mai devreme că nici la medicină nu erau atâția candidați. Ce medicină, domne? Că nici la Vocea României sau la Românii au talent nu cred că vine atâta lume. Și mai ales cu atâtea calități. Păi uite, conform Hot News, la București sunt vreo 2200 de candidați pe 194 de locuri. Studenți, absolvenți de ASE, de drept, de toate. 300 la Galați pe 35 de locuri. 400 la Ploiești pe 45 de locuri. Și foarte tare, în județul Sibiu s-au prezentat mai multe fete. Mi se pare excelent, domne. Lupta cu infractorii este deja câștigată. Apropo, dar oare bandiții ce fac? Stau cu mâinile în sân? Nu reacționează și ei? Ei nu-și selectează personal, domne? N-au și ei examen zilele astea?